Am decis că, de ce nu, e o aventură foarte interesantă acum, această Liga Națiunilor care va fi în anul acesta și de ce Moldova n-ar putea face surprize în Europa și arăta că și noi avem fotbal aici, fotbal de valoare. Alexandru Spiridon revine acasă după ce în ultimii 13 ani a antrenat ca secund echipa Shakhtar Donetsk, cu care a câștigat Cupa UEFA și Zenit. El recunoaște că nu știe aproape niciun fotbalist din Moldova, dar spune că își dorește să câștige următoarele meciuri oficiale. În afară de Pureanu, de Ioniță și de Gațcan, nu știu pe nimeni, nici la față, nici la înfățișare nu știu pe nimeni, din păcate. Mâine asta să încep cu neputința cu dinșii. Asta dintr-o parte și bine. La mine vor juca cei care vor fi buni la momentul meciul, în ziua jocului. Și nu contează câți ani are el, unde a jucat, cum e familia lui. Spiridon revine la echipa națională pe care a pregătit-o timp de câteva luni încă acum 16 ani, când tricolorii au obținut o victorie cu Azerbaidjan și a suferit 3 înfrângeri. Primele două meciuri le va susține pe data de 27 și 30 ianuarie în amicalele din Antalya contra Coreei de Sud și Azerbaidjan. Scopul pușca noi să luăm locul în primul grup, mai departe în play-off vom vorbi atunci când se termine acest grup. Președintele Federației Moldovenești de Fotbal susține că naționala trebuie să demonstreze un fotbal de calitate și să reducă în număr mare microbișii în tribune. Obiectivul noi, cum am vorbit cu Sasha, principal a echipei naționale este aceea, pentru că noi și împreună am jucat, că să aducem lumea în tribune. Stadioanele erau pline, oamenii veneau că se uite la fotbal. Alexandru Spiridon a fost 13 ani secundul lui Mircea Lucescu de la Shakhtar Donetsk și Zenit Sankt Petersburg. Cu Shakhtar a câștigat de 8 ori titlul în Ucraina și Cupa UEFA în 2009. În calitate de jucător a devenit de 5 ori campion al Moldovei cu Zimbru. În 1992, Spiridon a fost declarat cel mai bun fotbalist moldovean.